Hei, salutare, dragi prieteni! Sunteți pe canalul Drăguța Agile Munci. Astăzi vă voi spune părerea mea despre Squid Game și haideți să începem. În primul rând, acest film ne învață că niște jocuri de copii pot fi periculoase. În al doilea rând, să nu avem așa de multă încredere în oameni. Ar trebui să avem încredere, dar nu așa de multă decât în noi înseni. Și în al treilea rând, dacă ești primul, nu vei câștiga. Aceste costume din Squid Game, adică vă imaginați cât de mii de costume sau sute de costume au fost cosute și spune că au fost cosute în niște fabrici de corei, pe de parte bine și susțin producătorii autohtoni și doi că au fost plătiți, adică cei care au făcut costumele au primit salariile și nu mai mureau de foame pe acolo, adică își cumpărau pâine, mâncare, să înțeleți voi ideea. În al treilea rând, la majoritatea rețelelor de socializare, hai să spunem Facebook, YouTube, TikTok, Instagram și așa mai departe, nu am de gând să le numesc toate, apar videoclipuri, adică pentru Squid Game, adică cineva poate le adoră, sunt fan page-uri de al lui Squid Game, poate cineva le urăște, adică nu le mai suportă și adică nu mai se inspiră și ies majoritatea videoclipurilor la fel. Mai ales că am ui valul ăsta mare de trendul ăsta. I wanna live, sau și drop some money, drop another money, și așa mai departe. Și dacă vreți să mă completați sau dacă vreți să vă spuneți părerea voastră, nu uitați că sunt comentariile unde puteți să vă scrieți părerea voastră despre Squid Game. Și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa! Subscribe la Drăguța Agile Munci.